Neața tigrilor, ce faceți, mă băieți? Bă, în episodul de astăzi o să montăm împachetul și o să începem în prima fază cu bara spate, pragurile, mai știam unde sunt, pragurile de împachet. Bara față încă nu avem, urmează să o cumpărăm, doar că o să începem clipul ăsta. Mașina acum are turbina dată jos, e dusă la făcută la băieții de la BD Turbo. Bine, probabil că nu o să vedeți clipul ăsta, mașina o să fie gata, turbina, și o să aveți clipul chiar aici sus, în caz că vreți să-l vedeți și cum era să facem motorul căcat. Bă, și hai să mergem să montăm această bară spate, prima dată demontăm pe a noastră și după aia montăm pe asta. Hai, tigrilor! Gata, băieții, frumos, am dat bară spate jos. Acum o să venim cu noua bară. Gata, bă, băieții, am montat și farurile cele noi. Bine, noi nu sunt noi, sunt luate din dezmembrări, dar arată foarte ok. Să le dăm un polish. Urmează să mergem acum la un băiat să ne activeze sprânceana din modul. Bun, băieții, am montat bara pe spate, bara de M-Technic, are câteva probleme, gâiat aici are un fel de lipici, nu știu ce e, asta oricum nu e o problemă, aici o să punem senzorii, frumos, deci practic s-a schimbat spatele mașinii. Arată super marfă. Acum, în următoarea fază, o să schimbăm pragurile. Am ridicat aici să facem niște reglaje la reglabilă. O să schimbăm și bara față. Farurile le-am schimbat. Deci arată
Blanau farul. Cum arată înainte și cum arată acum. Deci o să dăm bara jos. Bara față jos. Și o să montăm noua bară. Este aftermarket, este o bară M5. Bara spate este OM, pragurile sunt OM. Bara față, într-adevăr, este aftermarket, dar este de cea mai bună calitate. Am vrut să iau bara de M-Technic, dar n-am găsit-o, așa că am luat-o pe asta de M5. Și acum să montăm pentru proiectoare. Hai. Am montat și capacele pentru proiectoare, grile. Așa. Urmează să montăm grilele pentru nări. Și hai să mergem să dăm bara față jos. Acum, după ce am dat bara față jos, o să suflăm un pic aici de praf. Și acum o să montăm noua bară. Gata, băieți, am pus bara față. Frumos. Nu mă așteptam să se așeze atât de bine pentru o bară aftermarket. Seamănă puțin cu un M92. Bă, băieți, bara e montată. Și acum să punem și pragurile. Am mai umblat la reglaj la suspensie. Haide. Bă, și în caz că n-ai făcut chestia asta, trebuie să dai chiar aici un subscribe. Să apeși și pe clopoțelul ăla, pentru că mașina asta o să primească ceva super tare și o să vedeți în clipurile viitoare. Deci nu uitați să dați un subscribe dacă n-ați făcut chestia asta și să bubuiți și clipul ăsta cu un like puternic de la... Și haideți, tigrilor, să înceapă lucrarea, hai să revenim! Bă, băieți,
Am dat primul prag jos, cel de plastic, al ei, și acum o să venim cu cel de M. Vedeți, aici au umflătură, ăsta e drept, ăsta are umflătură. Pragurile mașinii arată super bine. Gata, mă, băieți, am pus și pragul pe stânga, adică partea șoferului. Se vede totuși o diferență. Wow, frumos, și acum să lăsăm mașina jos. Bă, băieți, la ce schimbare radicală. Bam. Mai știți cum arăta mașina cu câteva săptămâni? Bam. Acum e așa ridicată pentru că am umblat la suspensie. Trebuie să merg cu ea ca să te comprime arcurile. Ce am, frate, că s-a schimbat mașina? Doar cu câteva chichițe și e abia începutul. Gata, bă, băieți, cam asta a fost lucrarea, frumos! Bă, după cum ziceam, e o diferență foarte mare cum arăta când am luat-o și cum arată acum, și e abia începutul, ca să zic așa. Proiectul abia a început, o să urmeze ceva super șmechere și multe chestii șmechere la mașină. Voi ce ziceți? Să vă las câteva imagini aici, cum arăta mașina înainte și cum arată acum, în momentul ăsta de față.
Eu zic că totuși e o diferență destul de mare. Voi ce ziceți? Scrieți chiar acum în secțiunea de comentarii dacă vi se pare că s-a schimbat mașina și dacă credeți că o să iasă ceva super șmecher. Bă, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Aici poți să dai un subscribe. Aici am făcut softul la E60 și aici încă un clip cu E60. Haideți, tigrilor! Eu am fost Daniel Tox și vă urez drumuri bune!